Oamenii legii atenționează că schema de escrocherie, intitulată ruda implicată în accident, continuă să facă victime. Doar aseară, poliția a înregistrat două astfel de infracțiuni în sectorul botanic al capitalei. Victimele în ambele cazuri sunt femei vârstnice, de 76 și 78 de ani. În seara zilei de 25 martie, cele două bătrâne au fost telefonate de un bărbat necunoscut. Una dintre victime a fost anunțată că fiica sa este autoarea unui accident rutier. În celălalt caz, escrocul a anunțat-o pe femeie că sora sa risca în depușcărie din cauza că a făcut victime într-un incident similar. În câteva minute, autorii schemei au reușit să sutragă de la cele două bătrâne aproximativ 360.000 de lei. În acest context, poliția atenționează, repeta cetățenii, să fie prudenți și să nu se lasă manipulați de infractori. În cazul în care sunt contactați de persoane dubioase care vorbesc despre astfel de incidente, oamenii sunt îndemnați să ia legătura cu rudele și să verifice minuțios informația prezentată. Ulterior, aceștia trebuie să sune la serviciul 112. Liderul organizației criminale Machina a fost condamnat la 21 de ani de pușcărie pentru comandarea și organizarea asasinării în 2008 a unei autorități criminale rivale. Potrivit PC Cox, omorul a avut loc într-un penitenciar cu regim închis din Moldova, cu atragerea în calitate de executori a membrilor grupului infracțional din același penitenciar. În urma loviturilor aplicate cu obiecte dure, victima a decedat pe loc. Ulterior, executorii au transportat corpul neînsuflețit la un alt etaj al penitenciarului pentru a ascunde urmele crimei. Omorul a fost comandat de Machina pentru a fortifica poziția organizației criminale, pe care o conducea în coraport cu alte grupuri infracționale, precum și pentru tăinuirea unor informații relevante altor infracțiuni similare. Pentru executarea asasinatului, învinuitul le promisese executorilor privilegii, precum și avansarea în poziționarea ierarhică în cadrul organizației sale criminale. Anterior, procurorii au trimis în judecată și pe cei 5 executori ai crimei investigate, care au fost condamnați la pedepse cu închisoare pentru un termen de 13 ani. Această cauză penală a fost reluată după ce au fost acumulate dovezi privind implicarea liderului criminal. Inculpatul se află deja în detenție pentru cererea și conducerea organizației criminale, precum și pentru infracțiuni de șantaj și pregătire de omor. O femeie s-a ales cu arsuri după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu motorină. Cazul a avut loc în după-amiaza zilei de ieri într-o gospodărie din localitatea Țarigrad, raionul Drochia. Victima este o femeie în vârstă de 85 de ani, care s-a ales cu arsuri de gradul 2 și 3 la un picior. La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, care i-a acordat îngrijirile de rigoare, iar ulterior a transportat-o la spitalul raional. La moment, aceasta se află sub supravegherea medicilor în stare medie stabilă. La fața locului a fost trimis și un echipaj de pompieri, care însă a făcut cale întoarsă, deoarece nu a avut loc niciun incendiu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează cetățenii despre riscul nerespectării normelor de utilizare a sobelor alimentate cu combustibil solid, lemne și cărbune. Salvatorii și pompieri îndeamnă oamenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să nu aprindă focul în sobe, utilizând lichide ușor inflamabile, cum ar fi benzină, motorină, gaz lampant și alte substanțe periculoase pentru a nu-și pune viața în pericol. O armă pneumatică tăinuită în scopul transportării ilicite peste frontieră a fost găsită de Vameș. Un bărbat s-a prezentat la control în punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de intrare în țară, aflându-se la volanul unui microbuz care revenea din Germania. În rezultatul controlului fizic detaliat efectuat de către polițiștii de frontieră în comun cu funcționarii vamali, în compartimentul Marfar, printre alte bagaje și bunuri neînsoțite, a fost depistată o armă pneumatică nedeclarată organului vamal. Documentat pe caz este șoferul, un moldovean în vârstă de 28 de ani. Arma a fost ridicată și este pasibilă confiscării speciale, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional.
timp de 10 ani a folosit un permis de conducere falsificat. Este vorba despre un cetățean al Ucrainei de 34 de ani, care intenționa să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Cazul a fost înregistrat la punctul de trecere a frontierei Cahul. Bărbatul a prezentat actele la control, care erau valabile, inclusiv permisul de conducere. Însă, din cauza comportamentului său suspect, polițiștii de frontier au decis să-l supună unui control suplimentar. În rezultat, asupra sa a fost depistat un alt carnet de conducere ucrainean, fals. Bărbatul a insistat că a obținut documentul oficial acum 10 ani. Actul a fost reținut și trimis spre expertizare. În același timp, ucraineanul și-a continuat drumul la volanul mașinii sale. Cercetările pe caz continuă sub aspectul comiterii infracțiuni de deținere și folosire a actelor oficiale false.